Primăria municipiului Călăraș a donat 14 aparate de ventilație, 10 către Serviciul Județean de Ambulanță Călăraș și 4 către Inspectoratul Județean de Urgențe Barbu Știrbei Călăraș. Astfel, cele 14 dispozitive pentru mărirea capacității de răspuns pentru tratamentul problemelor respiratorii cauzate de virusul SARS-CoV-2 pe timpul transportului cu ambulanța la pacienții din municipiul Călăraș au fost achiziționate conform hotărârii Consiliului Local numărul 15 din data de 12 noiembrie 2020. Bună ziua, mulțumim că ați venit la invitația noastră. Așa cum am spus de fiecare dată, suntem oameni pentru oameni, suntem oameni pentru că trebuie să ne gândim la semenii noștri și astăzi, la inițiativa domnului doctor, colegul meu din Consiliul Local, domnul Vlad Sârzea, am achiziționat aparate de oxigen de tip CPAP în valoare de 26.700 pentru cetățenii din Călăraș. Vom face un proces verbal de predare atât cu Serviciul Județean de Ambulanță în care vom dota 10 salvări cu acest tip de aparate de oxigen, cât și pentru SMURD, pentru că sunt tot ai noștri și tot pentru cetățenii din Călăraș, vom dota 4 salvări cu acest tip de aparate. Mai departe, dau cuvântul colegului meu, domnul dr. Vlad Sârzea, să ne prezinte toate aceste calități ale aparatului. De vedere tehnic. Da, tehnic. Deci este vorba de un sistem fără curent electric care folosește debitul de oxigen din sursa mașinii sau din sursa portabilă, transformă debitul în presiune și ajută pacientul să respire mai bine, să acumuleze oxigen în sânge. Este foarte util în această perioadă pentru pacienții cu COVID care trebuie să transportați pe distanțe mai mari, dar la fel de bine se folosește și în edemul pulmonar acut pentru pacienții necați, pentru pacienții în criză de astm bronșic. E foarte ușor de folosit, se cuplează la sursa de oxigen, se dă drumul la oxigen cu un manometru de control, se verifică presiunea și se aplică o mască etanșă pe fața pacientului. Atât, astfel poate fi folosit și de asistenți și de paramedici. Nu există pericole, e un sistem deschis, are o supapă de evacuare a presiunii suplimentare, nu poate să rănească plămânii. Se folosește de zeci de ani în vestul Europei și în Statele Unite și Canada, cu efecte foarte bune și e un aparat relativ ieftin față de un dispozitiv de ventilație electronic care e undeva la 30.000 de euro. Asta e undeva la 1.600-1.800 de lei pentru un kit complet. Vom face predarea acestor aparate. Domnul director, mulțumim frumos și cu 10 aparate de acest tip. Și sper să continuăm o colaborare de genul ăsta. Cu siguranță, pentru cetățenii din Călăraș, tot ce se poate și putem să creăm un parteneriat, atunci rezolvăm. La fel și cu dumneavoastră, domnul comandant, domnul primar, să le folosiți și să salvați cât mai multe vieți. Mulțumim. Nu e prima dată când avem sprijinul primăriei municipiului Călăraș. Doar vreau să vă spun că nu o să le folosim doar pentru cetățenii din municipiul Călăraș. Cu siguranță o să le folosim pentru cetățenii din județul Călăraș, dacă nu și pentru cetățenii. Și să fie cu cât mai multe rezultate pozitive. Da, știți cum e la noi și la colegii de la ambulanță, ar fi bine să nu le folosim. Da. Dar viața și statistica spune că, mai ales față de anul trecut, să nu uităm că n-a trecut pandemia, să nu uităm că oamenii se pare că tot mai au nevoie din când în când de aceste aparate, deci ne sunt utile și să sperăm că salvăm cât mai mulți oameni de aceste probleme cu ajutorul acestor aparate. Așa, mulțumim! Ce presiune mai ai? Presiune la 300 Nu mă spui când audez, când vin la fricale, când vin la brăjmeșteria, sunt astea două. După aia, manometrul are de funcție. Reutilizat de resistență. Practic, ăsta pot să te-l bagi. Stai, 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 stai.
merge, că i-am dat eu drumul. Da, merge. Bine? Bine, da. Deci, teoretic, îl reglezi și de acolo? Păi nu, ăsta reglează pe asta. Da. Fac-o direct, așa. Da. Îmi dai... Dă-mi, lasă-mi de acolo. Bine, e prea strâns? E bine? Vom tot să ducă la 8? Da, păi acum avem de plin. Da, știu. E incomodă? Da. Am o rugăminte noastră. Avem o rugăminte să fie... Da, aici, 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 aici. Dar vine volum de aer tare, o neacă, nu? Da. 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 Păi, da. Da. Păi asta e, că ăsta funcționează doar pe inspir, dar când trage aer, când... Exact. Când expir, nu ai.